am acționat cu privire la degajarea unui autocamion de pe linia cale ferată. Din ce dată și ce s-a întâmplat mai exact acolo? A fost în luna februarie, eram planificat de efectuarea unui filtru, am rămas în zepeziți, când ne întorceam către bază, am observat autotrenul blocat, iar în apropiere se vedea trenul. Am anunțat superiorii pentru anunțarea trenului și am încercat să degajăm traficul. Ai acționat împreună cu câți alți colegi? Încă doi colegi, agent principal Ghencea Daniel și agent Stroien Sebastian. Toți de la aceeași secție de poliție? Da, toți din cadrul secției 7 poliție rurală Grebănu, respectiv post de poliție Buda Stroie Sebastian, post de poliție Mărgăritește Ghencea Daniel și eu, Slava Ston Alexandru, post de poliție Valea Salcei. De câți ani lucrezi la IPC Buzău? Lucrez din anul 2016, mai exact din iulie, sunt angajat din sursa externă.